echipă de pe ambulanță a fost amenințată cu o armă chiar de către un pacient. Incidentul a avut loc în capitală, iar potrivit informațiilor preliminare, este vorba de un bărbat de 50 de ani care a agresat medicii în timp ce aceștia îi acordau asistență de urgență. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă, agresorul se afla într-un apartament la o petrecere cu prietenii săi. Bărbatului i s-a făcut rău, acuzând dureri de inimă și a solicitat intervenția ambulanței. Echipa Substației de Asistență Medicală Urgentă Botanica a sosit în 10 minute, depistând solicitantul în stradă, la scara blocului. Ulterior, pacientul a fost urcat în ambulanță pentru acordarea ajutorului medical calificat. În timpul examinării, individul a manifestat un comportament agresiv și a scos o armă, amenințând cu moartea membrii echipei. Poliția urmează să stabilească circumstanțele incidentului.